Nu s-a schimbat. Și mai ales din punct de vedere financiar, stă mult mai slab. Adică în acea perioadă, vorbim de acum 7-8 ani, erau alți bani în fotbal, un campionat mult mai puternic, erau 7-8 echipe care se luptau la titlu, erau salarii de 400-500 de mii de euro, erau jucători foarte bine plătiți, vorbim de Vaslui, vorbim de Galați, Urziceni în perioada respectivă, mai vorbesc de Timișoara, celelalte echipe, sigur, CFR, Steaua, Rapid, Dinamo, care, sigur, da. Ar trebui să mai avem pretenții, când vedem, totuși. Investim prea mult, prea puțin pentru ce pretenții avem, cred eu. Deci prea puțin ca să credem. În plus, sigur, foarte puține echipe au o infrastructură foarte bună. Și mă refer să ai o bază sportivă. În afară de câteva cluburi, foarte puține cluburi au o bază sportivă proprie. Condiții foarte bune la centrele de copii și juniori. Foarte puține echipe se concentrează pe formarea de tineri în propria pepinieră. Să-i formeze, să-i crească, să facă selecție, să fie promovați. Sigur, ca obiectiv la prima echipă. Deci, în astfel de condiții, eu cred că suntem mult mai bine decât investim. Deci așa văd de lucrurile în momentul de față și eu zic că suntem jucăm acolo unde merităm. Mai mult nu putem.